12 martie marchează înființarea Gărzii Naționale de Mediu ca instituție ce aplică prevederile legale privind protecția factorilor de mediu. Ziua Gărzii Naționale de Mediu reprezintă un semnal binevenit și un îndemn de a acționa unitar pentru protejarea mediului. La Giurgiu, această zi va fi marcată prin acțiuni de informare, conștientizare și educație ecologică desfășurate la un liceu din municipiu. Mâine, în această zi specială pentru Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu, împreună cu reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Giurgiu, ne vom deplasa și vom organiza o acțiune de conștientizare și informare, având ca obiect aspecte privind salubrizarea, aspecte pentru păstrarea unui mediu mai curat, mai exact colectarea deșeurilor, sub denumirea Eforturi conjugate pentru un oraș mai curat, la liceul, așa cum este cunoscut de către cetățenii județului Giurgiu, liceul fost de chimie, actualmente Miron Nicolescu. Prin urmare, activitățile sociale educative au rolul de a îmbunătăți gradul de conștientizare publică asupra importanței protejării mediului înconjurător. Prima oară s-a auzit de Garda de Mediu în anul 2002, când corpul de inspecție din cadrul agențiilor de protecție a mediului s-a transformat în Garda de Mediu. Garda de Mediu își propune pentru viitor să vină în sprijinul concetățenilor noștri, aceștia să ne ajute în demararea unor acțiuni în vederea îndreptării unor aspecte negative create chiar de unii dintre noi și, de ce nu, chiar în final îndreptarea dumnealor.